Un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost prins sub tractorul cu ajutorul căruia transporta lemne în zona Nucșoara, în comuna Sălașul de Sus. La fața locului au fost solicitate echipaje de salvare care au reușit să îl stabilizeze pe bărbat, însă a fost nevoie de intervenția unui elicopter SMURD pentru ca victima să fie transportată în siguranță la spital din cauza faptului că zona este impracticabilă pentru ambulanțe. Sâmbătă, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, a fost anunțat un accident petrecut într-o zonă împădurită, greu accesibilă, din localitatea Nucșoara. Mai exact, a fost vorba despre un bărbat în vârstă de 57 de ani care a fost prins sub tractorul pe care îl folosea la transportul de material lemnos. Ca urmare a răsturnării tractorului, bărbatul a suferit răni care i-ar fi putut pune viața în pericol, însă, de urgență, la locul evenimentului au fost alocate un echipaj SMURD și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Salvatorii au ajuns în timp util la victimă cu un autoturism de teren al unui localnic, au imobilizat-o cu ajutorul saltelei vacuum, acordându-i asistență medicală la fața locului și au asigurat monitorizarea permanentă a stării acesteia. Având în vedere faptul că terenul în zona respectivă este impracticabil pentru ambulanțe, a fost solicitat sprijinul elicopterului SMURD Caransebeș, care a sosit în scurt timp. Victima a fost transportată la UPU Hunedoara, cu un și cooperantă.